Doi copii din Botoșani, o fată de doar 9 luni și sora ei de 4 ani au ajuns azi noapte cu arsuri grave la spital. O oală plină cu apă clocotită a căzut peste cele două fetițe în timp ce așteptau să fie spălate de către mama lor. Femeia a lăsat oala pe sobă și s-a dus să mai facă treabă prin gospodărie. Cele două fetițe au ajuns la spitalul de urgență din Botoșani, însoțite de mama lor. Îngrozită, femeia a povestit cum a reușit oala să se verse de pe sobă peste fiicele sale. De vină se pare că este sora de 2 ani a celor două fete. Am spus să dau un gran apul. Ca mama. De altfel, toți cei 6 copii ai familiei erau aseară singuri în casă. Înainte să vadă de treburile de prin gospodărie, mama lor i-a așezat în patul care se afla lângă sobă. Soțul femeii era plecat la serviciu. Nu știam cum să-ți dorm, nu știam că și e micul. Cine a anunțat ambulanța? O vecine mea de acolo, sunați acolo, eu nu știam cum să-ți dorm, că și e micul în brad, că plânge de usturii. Când le-a văzut în unitatea de primiri urgențe, medicul de gardă și-a pus mâinile în cap. A dat peste un caz identic și în tura precedentă în care a fost de gardă. Asta este la copilul mare și asta la copilul mic. Salut de copii la urgență, s-au prezentat 2 copii. Gardă precedente, tot au fost 2 fetițe surori, tot cu suprafață de arsură foarte gravă. Asta este perioada când este frig și iarnă lungă, avem foarte mulți arși. De altfel, în spitalul de urgență din Botoșan sunt internați în acest moment 8 copii, toți cu arsuri foarte grave, iar alți 2 au fost externați în urmă cu câteva zile. Stăm de vorba acum cu Angela Maftei, care are amănunte despre starea celor 2 fetițe. Bună dimineața, Angela, ce spun medicii? Bună dimineața! Medicii spun că cel mai grav a fost opărită fetița de 9 luni. A suferit arsuri pe extremitatea cefalică, pe corp și pe membrele superioare. Pentru că este mică, pielea ei însă se va regenera și există mari șanse să nu rămână cu urme. Sora ei de 4 ani a suferit arsuri pe 35% din suprafața corpului, dar medicii sper ca ea să se vindece repede. Copilele vor mai rămâne internate în spital aproape o lună. Alex? Angela, îți mulțumim!